Trebuie să recunoaștem că succesul unei vacanțe ține și de hotelul la care am fost cazați. Niciunii dintre noi nu ne dorim un spațiu prea mic, neîngrijit sau care să fie poziționat greșit. Iar acum, la finalul sezonului de concedii, putem garanta că turiștii care s-au cazat la hotelurile din materialul următor, cu siguranță nu au niciun regret. Două indicii vă dau. Sunt la câțiva metri sub apă, iar vecinile sunt animalele marine. După cum probabil v-ați dat seama deja, este vorba despre mai multe hoteluri construite sub mare. Acestea sunt răspândite în întreaga lume, iar oricine le trece pragul are ocazia să doarmă cu peștii. This is the view from your bed. So this is the bedroom and this is the view. It's just breathtaking. It's so relaxing. It's mesmerizing. Această cameră de hotel se află în Dubai și este pentru mulți o adevărată lecție de lux. You have a seating area here where you can just sit back, relax and take it all in. Oh, look, this one wants to say hello. Hello, little boy. Astfel, ferestrele enorme din podea până în tavan permit o vedere asupra celor 65.000 de animale marine, iar priveliștea uimitoare nu lipsește nici din baie. Următoarea oprire este în Singapore. Aici sunt 11 apartamente exclusive, concepute ca o casă de lux cu două etaje, oferind oaspeților cele mai bune condiții, atât pe uscat cât și sub apă. Nivelul superior constă într-o zonă de zi deschisă, care duce spre un spațiu în aer liber și un jacuzzi, iar la nivelul inferior e dormitorul, care are o vedere subacvatică încântătoare. O cazare asemănătoare există și în Tanzania. Hotelul Plutitor oferă o perspectivă unică asupra Oceanului Indian, atât de deasupra cât și de dedesubt. De pe listă nu lipsește nici Maldive. În 2018 s-a deschis prima vilă subacvatică din lume, care poate găzdui 9 persoane. Aceasta este dotată cu dormitoare, living, zonă de relaxare, bucătărie, baie și chiar sală de gimnastică. Din fericire, există opțiuni și pentru turiștii cu buget mai mic. Această căsuță plutitoare din Suedia, care are un dormitor mic scufundat sub apă, se poate închiria cu $250 pe noapte. Tot de buget este și această cazare din Florida, care este considerată și cel mai vechi hotel subacvatic. Cândva aici a fost centru de cercetare, iar acum este alegerea perfectă pentru călătorii îndrăzneți.